Ce se va întâmpla? Aveți un aniversar acum, da? Deci, împlinit... în fiecare an avem aniversare. Da. Deci, acum aveți 10 ani și da, de ce ați ales... Deci am ales Clujul? Da, Clujul, mă rog, lângă Cluj. Da, Floreștiu. Păi, pentru că avem colegi din Cluj, cum este jurnalistul Susonini Strate, care este din zona, cum este și Adi Ardelean, tot din zona, și colegul nostru, Stele Tătelean Adam, care este tot de aici, am hotărât să facem aici, până acum, toate aniversările noastre, de la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ani, le-am făcut în Valea Jiului. De ce în Valea Jiului? Pentru că eu sunt din Valea Jiului și mai aveam un coleg din Africa de Sud, Martin Anighe, care este tot din Valea Jiului, și Cornel Bucșovivălar din Germania este tot din Valea Jiului. Și până acum le-am organizat acolo. Și această aniversare de 10 ani am vrut să facem o mică schimbare și să luăm nume. Și să facem aici. Deci asta a fost, de asta am hotărât aici. Facem o schimbare, să facem în altă parte, 50 ani. Am înțeles, câți invitați aveți la acest eveniment? 16 artiști la spectacol și colegii noștri și cu ascultătorii veniți din alte părți sunt 66. Da, iar membrii rețelei, numai chiar... 26. Cam din ce țări? Din Texas, din Canada, din California, din Germania, Italia, Spania, Belgia și mai ajutați-mă că... Australia. Australia. Da, Australia, George Roca. Liban. Da, Beirut, Anca și Aitul, da, din Beirut, Liban. Și acum o să avem din Anglia. Deci noi vrem, deci ne-ați întrebat ce proiecte avem. Noi vrem ca în următorii ani să avem câte un redactor din absolut toate comunitățile românești din lume. Pe fiecare țară. Indiferent că este vorba de Alaska sau de orice țară unde este român, noi vrem să avem unul acolo. Cine mai lipsesc câteva emisiuni, că tot ne-ați întrebat ce vrem să facem pe viitor, ne lipsește foarte mult o emisiune juridică. Avem nevoie pentru a da sfaturi juridice românilor plecați peste hotare, în cazul în care își pierd pașaportul sau ce să facă, noi să avem un om, un avocat, care să știe să ne spună ce să facă. Avem nevoie de emisiune medicală, avem nevoie de un medic generalist care să poată să dea câteva sfaturi de prim ajutor românilor de acolo și mai avem multe lipsuri, da? Ușor, ușor. Sper să le rezolvăm pe toate. Deci pot întreba cum vedeți postul nostru de radio peste, nu știu, 20-50 de ani? Peste 20 de ani, eu sper să trec și peste 50, ca să vă pot spune și peste 50 de ani ce mă întâmplător, avem 100 de când e statul. Dar deci, eu mă gândeam că peste 20, dar sper că peste 10 ani acest post de radio să poată emite de pe satelit. Este dorința noastră cea mai mare. Dar asta înseamnă costuri financiare foarte mari, dar pot. Sunt anumite posturi de televiziune care din România, și n-am să le dau numele, că le știți cu siguranță, care au preluat foarte multe posturi de radio și TV regionale și emit de pe satelitul Digi, că ăsta e de cel rău să mă... Deci dacă noi am reușit să pătrundem și să emitem pe satelit, atunci, într-adevăr, din punct de vedere calitativ, pentru că se întâmplă, probabil că știți, românii de peste hotare nu au aceeași viteză de internet ca noi în România. Și noi depindem foarte mult de internet. Și atunci se intră în acel buffer în care moderatorul mai cade din emisie, mai nu se aude foarte bine. Dar, având pe satelit și emițând online pe satelit, atunci se va schimba foarte. Atunci putem visa și noi mai departe. Deocamdată avem vise mai mici.